Stimați telespectatori, doamnelor și domnilor, iubiți frați și surori și dragi prieteni, vă spunem din nou bun venit la emisiunea Pași prin Credință și vă mulțumim pentru că v-ați deschis casele dumneavoastră ca să ne primiți cu bucurie și să aveți părtășie împreună cu noi. Ca întotdeauna, în cadrul acestor emisiuni, vă aducem de la celălalt capăt al pământului, respectiv din însorit Arizona, unde ianuarie, februarie și martie sunt luni în care soarele strălucește ca în mijlocul verii în România. De aici, de la capătul pământului, vă aducem experiențe inedite, experiențe deosebite, experiențe unice, experiențe frumoase și, credem noi, ziditoare, care în urma auzirilor și împărtășirilor din partea celor care le-au trăit, dumneavoastră o să fiți, credem, zidiți și îmbărbătați. În această după masă, împreună cu noi, am invitat pe păstorul Teo Costea, împreună cu soția dumnealui, sora Tabita. Ei sunt în biserica noastră de o bună perioadă de timp, mutați între noi din Chicago. Fratele Teo este unul dintre cei mai tineri slujitori din biserica noastră. Ne bucurăm de venirea lor, de slujirea lor, de când ne cunoaștem mai bine, suntem îmbărbătați de credința lor și de modul în care Dumnezeu lucrează în viața lor. Și așa cum data trecută, într-o emisiune precedentă, am stat de vorbă cu fratele Teo, dumnealui a împărtășit cu noi câteva din experiențele vieții și implicit viața lui l-a dus la căsătorie, experiența întâlnirii cu cea care urma să fie soția lui, respectiv sora Tabita. Trecând prin aceste experiențe, ne-am simțit obligați și bucuroși ca să putem să avem un interviu împreună cu ei amândoi, pentru ca să ne prezinte și sora Tabita perspectiva dumneaei. Acum, pentru a prelua oarecum de unde am rămas, ascultăm câteva cuvinte din partea fratelui Teo și apoi o să continuăm cu interviul, ascultând perspectiva sorei Tabita cu privire la modul în care ei s-au cunoscut, modul în care Dumnezeu i-a călăuzit și chiar alte experiențe în limita timpului. Frate Teo, sora Tabita, bine ați venit, Domnul să vă binecuvânteze. Vă mulțumim că ați răspuns invitației să fiți împreună cu noi și ca întotdeauna ne rugăm ca experiențele pe care o să ni le împărtășiți, după cum stăm noi așa la masă rotundă, fără emoție, bineînțeles, la urma urmei ce importanță are dacă sunt mii sau sute de mii de oameni care ne urmăresc, că noi stăm de vorbă și spunem ce avem pe inimă. Bine ați venit încă o dată. Și dacă vreți să ne aduceți aminte și nouă și telespectatorilor, cam unde am rămas data trecută și din ce ne-ați povestit? Sigur, mulțumesc și eu pentru invitație în emisiune. Sigur că da, îi mulțumesc lui Dumnezeu că am putut să fiu împreună cu soția astăzi în această emisiune ca să auziți și să împărtășească soția pentru cei care ne urmăresc câteva minuni pe care Dumnezeu le-a făcut în viața ei, apoi în viața noastră de familie. Și pentru mine personal e un har ca să spun ceea ce Dumnezeu a făcut în viața noastră. Așa cum vă amintiți, în emisiunea trecută am vorbit despre câteva semne pe care soția le-a avut înaintea lui Dumnezeu, după care să-și recunoască viitorul ei soț și să fie ceva deosebit din partea lui Dumnezeu pentru ea. Și pentru aceasta aș vrea ca Tabita, darul lui Dumnezeu pentru mine, aleasă inimii mele, să ne mărturisească din perspectiva ei și Dumnezeu să facă să fie o binecuvântare pentru tinerii care vor auzi. Deci, în mod special, fără să întrerup, în mod special, în ziua de azi, pentru cei care ne urmăresc, dacă sunteți necăsătoriți, vă gândiți că veți căsători cândva, gândurile și experiențele pe care le veți asculta și le veți viziona în această zi sunt pentru voi și sperăm și credem că vă vor ajuta. Dacă cunoașteți tineri, prieteni, colegi pe care puteți anunța,
le dați un telefon, deschideți TV-ul, dați drumul la Credo, sunt acolo niște experiențe interesante care se transmit și vă pot ajuta. Cine știe dacă în mod special Dumnezeu nu vorbește cuiva, unor persoane pe care le vizează Duhul Sfânt în ziua de azi. Noi credem în providența divină, noi nu suntem la întâmplare aici, această scumpă familie nu este la întâmplare aici, experiențele lor sunt pentru dumneavoastră care ne urmăriți. Domnul să vă binecuvinteze. Sora Tabita, vă ascultăm. Începeți cu locul în care vă simțiți confortabilă să începeți. Voi începe prin a spune că mulțumim Domnului că El e bun cu noi și prin experiențele prin care am trecut. Vreau să mulțumesc Domnului că nicio clipă nu ne-a lăsat singuri și să fii binecuvântată familie, e o binecuvântare a lui Dumnezeu. Și în această zi am pe inimă să împărtășesc cu cei care doresc să asculte purtarea de grijă. Încă de când m-am născut, Dumnezeu mi-a dat harul să mă nasc într-o familie de credincioși. Mama întotdeauna a fost preocupată de partea spirituală și tot ce ținea de menirea ei ca mămică și tăticul meu purta de grijă de cele materiale. Unde v-ați născut? Nu întrerup, dar acum, dacă tot ați început cu domeniul ăsta, unde v-ați născut și cum se numesc părinții și dacă sunt în viață? Mămica mea este Violeta Vlaic, tăticul meu este Vasile Vlaic, am un frate care îl cheamă Aurel Andrei Vlaic. Suntem singurii copii, părinții noștri n-au putut să aibă 8 ani copii, iar apoi ne-au avut pe noi doi. Și, în localitatea? Timișoara, la jumătate de oră de unde soțul meu s-a născut. Fiind binecuvântați cu părinți credincioși, după ce am primit pe Domnul Iisus în inima mea, am hotărât să mă botez la vârsta de 16 ani. Părinții au dorit ca să fiu prima dată botezată cu Duhul Sfânt, iar apoi să fac botezul cu apă și dorința asta Dumnezeu le-a împlinit-o. După botezul cu Duhul Sfânt, la noi în Timișoara era Școala Biblică Hristos pentru România și la timpul potrivit, mămica mea a fost de acord și tăticul meu să mă lase să mă duc la școala biblică și nu pot să spun altceva decât că Dumnezeu m-a pregătit în acel timp prin învățătura care am primit-o, prin profesorii care au fost acolo, prin timpul de rugăciune de la ora 6, care mergeam la școala biblică și apoi plecam înapoi la școală, prin tot ceea ce părinții mei au sacrificat ca să pot să mă duc și eu la școala biblică. Și în acest timp, când eram la școala biblică, Dumnezeu așa a vrut să avem o clasă despre prietenie, logodnă și căsătorie. Și fratele profesor ne spunea, pentru cei care nu sunteți căsătoriți, dar vă gândiți că într-o zi o să vă căsătoriți, începeți de acum să vă rugați pentru viitorul vostru soț sau soție. La 17-18 ani, știam că o să vreau să mă căsătoresc într-o zi, dar era undeva departe, după facultă, după mai multe planuri de ale mele. Și am zis, am venit seara acasă, m-am pus pe genunchi, nu am spus la mămica, nu am spus la nimeni, chiar dacă mămica mea era cel mai bun prieten al meu și puteam să-i spun orice și știam că se roagă și postește pentru mine. Asta a fost doar între mine și Dumnezeu. Am zis, Doamne, eu văd în jurul meu familii care sunt fericite și văd familii care nu sunt fericite. Eu te rog frumos pentru familia mea. Eu astăzi îți cer 3 semne și o să fie între mine și tine. Și când o să fie timpul potrivit, te rog, adu-mi le aminte ca să știu că orice s-ar întâmpla în viața mea, tu o să mă ajut să înțeleg. Și atunci pe genunchi, știu că am cerut Domnului să fie credincios, era prioric. Trebuia să iubească pe Dumnezeu decât iubește orice și mai mult decât m-ar fi iubit pe mine. Că atunci știam că nu o să-mi fie rău, o să fie ferice de mine. So, primul semn a fost să fie dintr-o familie care are mai mult de un copil, pentru că eu m-am un frate și mi-am dorit, aș vrea să mă înțeleagă când spun că aș vrea fratele meu să vină în vizită la noi acasă sau să mergem împreună, să... Nu toți, bineînțeles, nu toți copiii care sunt singuri la părinți
Dar din punctul meu de vedere îmi doream să aibă cel puțin un frate. Vreau să fie o persoană care are un concept mai amplu despre familie, exact. Care știe ce înseamnă familia, da. Mai mulți frați, mai multe surori, părtășie, legătură. Să împarți, să ai obligații față de alți, da. Membri ai familiei, să nu fii din acela, da. Care te gândești numai la tine. Interesantă dorință. Am întâlnit dorință. Și fete sau băieți care erau singuri la părinți și erau totuși altruiști. Dar în seara aceea, așa m-am gândit eu. În al doilea rând a fost când vorbim prima dată la telefon să-mi zică psalmul 23. Fratele meu în timpul acesta intrase într-o comă hepatică și Domnul Iisus efectiv l-a înviat. Și văzusem cu ochii mei cât de important e când treci prin varea umblei morții, Domnul să fie acolo. Și psalmul 23 era ceva foarte real și actual pentru mine. Și am spus, când o să vorbim prima dată la telefon, aș vrea să-mi zică psalmul 23. Iar al treilea era ca numele lui să fie din Biblie sau să însemne ceva din Biblie, că atunci când am văzut în familie cum îi zice vin în jumătate de oră și se întâmplă să vină după două ore, atunci în momentul ăla, aducându-mi aminte ce numele lui înseamnă, să fie mai bine. Să ai mai multă răbdare, exact. Mai multă îngăduință, mai multă putere de a ierta, da, să transmită ceva pozitiv, ceva frumos, ceva din Dumnezeu. Da. Interesant. Deci, recapitulăm. O familie cu mulți copii. Să fie mai mult de unul. Așa. Psalmul 23. Psalmul 23 la prima convorbire. Da, prima convorbire telefonică. Așa. Dar fiindcă la școala biblică ne întâlneam aproape în fiecare zi, am zis să fie la telefon. Și numărul 3 a fost ca numele lui să fie din Biblie sau să însemne ceva, ceva care să-mi aduc aminte de Dumnezeu, de puterea lui, de minuni, ceva. A trecut timpul, la 18 ani jumate am venit singură în America pentru o adusă de o biserică de american ca și învățătoare, coordonatoare la școala duminicală. Contractul a fost pentru un an. O experiență interesantă, dar în același timp tot ce am avut eu cel mai drag era în România. Părinții, prietenii, amicii care au investit în relațiile noastre, că am fost la copii străzi, că am fost la orfelinate sau oriunde am fost în misiune împreună. Te-ai conectat, ai avut prieteni. Mi-era atât de greu să vorbesc doar cu Domnul Iisus în românește, să citesc doar Biblia în românește. Și apoi, după ce familia de americani mi-au adus, știam că am verișori aici în America, dar erau undeva departe, știam doar din poze, din ceea ce ne trimiteau nouă în România cu ei felicitări de Pas sau de Crăciun. Și după ce am ajuns aici, în anul 2000, o verișoară de-a mea, care era o oră jumate depărtare, m-a sunat și m-a invitat la ei. Familia de american, după un timp, au fost de acord ca să mă lase și știu, duminica aceea, atât de mult am putut să plâng când am auzit cântări în românește, când am auzit că predic în românește, atât de frumos era. Și atunci mi-am spus, pe mine, mă bucur pentru experiența care o am, dar tot ce am eu cel mai drag în România. Și s-a terminat serviciul și un băiat din față cântase sau se rugase, îl numise să facă o slujbă publică. A venit la mine și a spus, mă bucur să te văd, Domnul Iisus să te binecuvinteze, să ai un timp binecuvântat aici. Și am zis, mulțumesc. Și îmi spunea, uite, eu te știu de la școala biblică, mai am surori acolo și așa, ca să zic, s-a băgat în vorbă cu mine, dar foarte frumos. Seara a fost un botez și la masa de dragoste care s-a dat la biserică, tot același băiat a venit la mine și a spus că ar vrea să mergem în Sears Tower cu verișorul meu. Și am spus, numai noi trei, eu nu doresc să mergem. Nu vă sensul, eu oricum mă duc în România, nu intenționez să dau la nimeni nicio șansă, tot ce am eu cel mai drag în România. Și atunci, ca să fie clar, băiatul de care vorbesc e Teo. Să nu intrăm în dubii. E scumpul meu Teo. Și am mers împreună cu verișoarele mele și un grup mai mare. Și în timp ce eram pe mașină, ceasul mi, nu știu cum, s-o rup, s-o strica. Și Teo spune, dacă îmi dai, pot să te ajut, că eu am trimis la surorile mele și cred că mă pricep să-l fixez. Dar momentul ăla, faptul că are surori, chiar nu a tras niciun semn de
Nimic, absolut nimic. Nu însemna nimic atunci. Da. Ziua următoare a fost picnic, Labor Day, am mers cu toată biserica, am ajuns cu verișorii mei, verișoara, verișorul copiilor, Teo cânta cu chitară cu un grup de tineri, eram așa mai retras, mă uitam la tot ce se întâmplă, știam că eu în câteva ore trebuie să mă duc înapoi în Elgin și mă bucuram pentru ei, mă gândeam, a, ce dormind, o să mă duc eu înapoi în România și atunci... Și s-a terminat timpul de părtășie cu tineri, cu chitara și Teo vine la mine și mă întreabă cum sunt, dacă vreau să jucăm tenis și spun că nu, mulțumesc, prefer să stau cu familia, să mai povestim. Și atunci am început să-mi spună cum Dumnezeu a lucrat în viața lui, cum a fost pe Marea Neagră și cum promisiunile care le-a făcut și așa de frumos îmi părea ce are el de zis despre Dumnezeu. Eu am spus de fratele meu, cum am avut experiență și știu, încercam să lămuresc că de fapt și eu am experiențe cu Dumnezeu și cred că Dumnezeu e puternic și tot îmi spunea, dar să crezi că Dumnezeu face minuni și spuneam, da, știu, am și eu experiență, știu că Dumnezeu face și astăzi minuni. Și apoi, înainte să plec, mi-a spus dacă pot să aibă număr de telefon să mă sune și deja bănuiam și am întrebat, dar pentru ce anume ai nevoie de număr de telefon? Și atunci ai spus... Mai ții minte? Ce ai spus? I-am spus, Tabi, eu personal intenționez să am o relație cu tine de prietene la început, dar nu vreau să pierd timpul degeaba. Am intenții să mă căsătoresc în viitor și mi-ar face plăcere ca să te cunosc dacă vrei și tu. Și soția a continuat. Bineînțeles că conceptul ăsta m-a speriat. Asta a fost o bombă aruncată în curtea casei. Și atunci am spus, uite, eu sunt aici pentru mai încă câteva luni, 9, 10 luni maxim și să știi că, uite, eu o să mă duc înapoi în România. Eu zic că nu, să nu te super, dar nu o să-ți dau numărul meu de telefon, că chiar nu doresc o relație de prietenie de care sunt sigură că nu sunt gata să mă căsătoresc. Și tot doar o zâmbit. Cum îmi zâmbește și asta a fost tot. În data de 10 septembrie 2000 am primit un telefon unde locuiam la familia de americani și mi-a spus, te caută un băiat, Theo, or something like that, sau ceva de genul ăsta și așa m-am șocat și m-am dus, am vorbit și am zis, alo, da. Zice, uite, am primit numărul de la verișoara ta, zice, ca să fiu sincer, de fapt, l-am cerut și vreau să spun cum să folosești o cartelă telefonică. Atunci era, dacă nu greșesc, $2 pe minut ca să pot să vorbesc cu mămica și tăticu și ai mei. Era foarte scump ca să... Și pentru cartela aia de $5, cred că vorbeam vreo 2 ore, în 2000. Era o mare binecuvântare pentru timpurile acelea. Și după ce mi-a spus cum să folosesc cartela și am zis, ok, când o să ne întâlnim, vreau să îți dau banii și mulțumesc frumos. Zice, înainte de a închide, te rog, citește Psalmul 23 și Psalmul 20. Și am zis, mulțumesc, Dumnezeu să te binecuvinteze și pe tine, am închis. M-am dus în cameră unde eram găsuită, m-am pus pe genunchi și am zis, Doamne Iisuse, dar nu se poate. Dar nu se poate, Doamne, eu știu că ți-am cerut Psalmul 23, când... deci în acele secunde e ca și cum am revăzut clipa în care stăteam pe genunchi și vorbeam cu Domnul și spuneam despre cele 3 semne ale mele. Mi-a zis, Doamne, da facultatea, da toate planurile mele, da întors în România, da asta nu-i voia ta. Și până m-am primit gândul ăsta, dar mai sunt două semne și Dumnezeu poate are ceva mai bun pentru Teo și are ceva mai bun pentru mine. Timpul a trecut, după câteva săptămâni, au venit să ne viziteze, au adus un buchet de flori pentru mine, un buchet de flori pentru gazda la care stăteam, îmbrăcat tot timpul frumos, față de pantaloni scurți și tricor, cum erau obișnuiți americanii la care stăteam și... au vorbit frumos, au avut ceva probleme cu electric, Teo le-a făcut tot și au zis, nu, asta e în Jesus name. Zice, nu, dar noi nu pentru că Tabita stă la noi trebuie să faci asta. Spune, nu, asta chiar... So, americanilor li s-a părut așa un băiat deosebit și au bătut câteva apropori și atunci am zis, Doamne,
te rog, ajută-mă să înțeleg că nu-i bine, că eu încep să mă îndrăgostez de băiatul ăsta și nu-i bine. Dacă nu-i soțul meu, nu am voie să fac așa ceva, nu pot să iau ceva ce nu mi-aparține, nici măcar complimente care normal nu trebuie să le spun la niciun băiat, decât cel care chiar merită totul. Și mă bucuram că mă vizita, dar tot timpul tream groaza asta, da dacă nu el, da dacă greșesc. Știu că, cum am spus, tot timpul venea cu cineva și de asta m-am bucurat. O singură dată a venit singur și am stat împreună cu familia de americani și îi mulțumesc că mi-au respectat dorința aia. Nu am vrut să rămânem numai noi doi singuri, nu pentru că nu aveam încredere în mine, dar nu aveam încredere în cât de periculos poate să fie un timp în care doi îndrăgostiți nu se pot limita, de exemplu, la un ținut de mână. Și am zis, pentru mine și viața mea, băiatul care chiar o să mă iubească și o să țină așa de mult la mine, o să-mi respecte dorința ca să păstrăm distanța. Și știu că odată de ziua mea, cred că a vrut să mă sărute așa, că mi-a dat, și am spus, dacă chiar ții la mine așa de mult, o să poți să aștepți. Te rog să nu mai încerci asta să faci niciodată. Și știu că m-am dus înapoi la gază și am zis, băiatul ăsta, ori o să-mi zică că o înțeles mesajul, ori poate chiar mă iubește. În timpul ăla aflasem că sunt 11 frați. So, am zis, ok, da, Doamne. Au fost mai mult de unul. Da, da. Mai încă un unul. Și acum România, eu mă apropiam de timpul în care, în dat mai, mă apropiam să doresc să mă duc acasă. Și Teo îmi spunea, am hotărât să ne rugăm și să postim o dată pe săptămână și să ne rugăm în fiecare zi când Teo avea pauza de masă, 1:12:30, și tot asta ziceam, voia Domnului să se facă, dar în inima mea vream așa cât mai repede, să nu treacă prea mult. Și trecuseră deja câteva luni și atunci într-o zi, știu că era o miercuri când posteam, am zis, Doamne, așa nu se mai poate, te rog, ia-mi povara asta, nu vreau să mă simt vinovată dacă el nu-i viitorul meu soț și iară nu vreau să tot îl amânt dacă tu ai binecuvântarea asta pentru mine, pentru că trebuia să le spun la american ce am de gând să fac. Și miercuria aceea ajutam pe soția păstorului ca și teacher assistant, dar nu chiar poziția, doar o asistam la școală și m-am dus în bibliotecă unde aveau cărți și am căutat o carte care să spună ce înseamnă numele. Parcă până atunci n-ar fi fost, dar atunci a fost ziua și am deschis și m-am uitat ce înseamnă Teodor, dar înainte de a citi, când căutam, mi-am zis, Doamne, te rog, dă-mi semnul ăsta. Și atunci, chiar dacă au fost două și nu al treilea, știu că tu ai ceva mai bun pentru Teo și ai ceva mai bun pentru mine, dar te rog, fă-mă să înțeleg din ce o să citesc. Fă ochii mei să vadă răspunsul. Și am dat și am căutat Teodor și m-am uitat și a scris, darul lui Dumnezeu. Wow, God's gift! În momentul ăla așa, o mare povară a căzut, dar o altă povară a venit. Acum, cum o să rămână cu mersul înapoi acasă? Cum o să rămână cu statutul Teo, încă nu era definitivat? Cum o să fie? Eu aveam viza pe 3 ani doar. Așa multe întrebări. Și atunci am zis, Doamne, Tu ai fost credincios cu astea 3. Tu nu o să ne lași. Nu o să mă lași pe mine, ca și tânără la 19 ani jumate, și nu o să ne lași pentru noi dacă e voia ta ca familie. Eu nu am cum să mă lupt cu asta. Dar te rog, călăuzește-ne Tu. Și Teo deja știa, cum cred că o menționa printr-o soră, sora dragă, care Dumnezeu i-a vorbit, dar nu mi-a spus aia. Și am apreciat așa de mult ca nu cumva vreodată să pot să spun, dar Tu mi-ai spus că a fost prorocie așa, să fie chiar dragoste adevărată. Și îi mulțumesc Domnului că mi-a dat mai mult decât cele 3 semne, mult mai mult decât cele 3 semne prin soțul meu. Și Dumnezeu a fost credincios, ne-am căsătorit, într-adevăr la nunta noastră n-au putut părinții să fie, nici fratele meu, nici părinții soțului meu n-au putut să fie, doar fratele lui și cumnata noastră. Dar în România părinții noștri au făcut nuntă. Și au sărbătorit ei acolo și noi aici și când ne-am dus după 5 ani înapoi... După 5 ani a fost prima dată după în 5 ani, România, împreună, da? Cu fetița noastră, aveam și bebelași deja. Deci ați mers 3 înapoi. Da. 3, da.
căsătorit. A mers ca și cetățeni de data asta? Dar i-ați ajutat pe părinții voștri să se cunoască în România? Părinții noștri se cunoșteau. Părinții noștri se cunoșteau. Să se cunoască mai bine atunci. Exact. Și să aibă și ei o petrecere sfântă. Da, exact. Acolo. Wow. A fost așa o binecuvântare să vedem cum Dumnezeu a lucrat și în dreptul nostru chiar de emigrare. Când am venit, după aproximativ aproape un an, era președinte pe vremea aceea Clinton. El a dat o lege înainte ca să predea mandatul la președintele Bush. Pentru toți cei care sunt legal, mă refer cu intrare legală în America, puteau să depună un dosar printr-o lege dată de ei atunci și să-și obțină statut legal. Și atunci am depus și prin statutul ăla amândoi împreună am ajuns să avem rezidență permanentă, apoi la cetățenie am fost chemați împreună. A fost o minune pe care din nou am văzut-o, că Dumnezeu a făcut-o pentru noi. Cineva îmi spunea înainte să mă căsătoresc, care auzise că vorbesc cu o fată din România care e venită în vizită, dar nu are un statut legal de rezidență. Mi-a spus, Teo, caută pe cineva care să fie cetățeană și să te ajute ca să obții o rezidență permanentă. Eu am spus atunci, dacă Dumnezeu vrea ca să fiu în America, Dumnezeu o să facă să fiu legal. Nu mă întreb acum, că nu știu, dar personal cred în minuni. După ce au trecut ani, ne-am căsătorit, am trimis un bilet de mulțumire la Anvon în ziua când am primit dreptul de rezidență permanentă în Statele Unite și fratele păstor a anunțat de la Anvon, cauză de mulțumire, o dorință care am avut-o să fim anunțați. La sfârșitul bisericii, aceeași persoană a venit la mine și mi-a spus, Teo, îmi pare rău că în urmă cu câțiva ani am vorbit așa cum ți-am spus atunci, dar văd că Dumnezeu te-a binecuvântat și v-a binecuvântat. Am vrut să subliniez lucrul ăsta, pentru că Dumnezeu se implică în toate detaliile vieții. Da. Dumnezeu chiar ne-a purtat de grijă. Omul care a vorbit, a vorbit bine intenționat, da, dintr-o perspectivă pur omenească. Absolut. Dacă ești în America fără acte 100% rezolvate și vrei să te căsătorești, nu te căsătorești cu cineva tot fără acte și tot fără cetățenie. Te căsătorești cu cineva care e cetățean și poate să ajute, dacă acesta e planul și voia lui Dumnezeu. Deci, omenește, e normal să gândești așa, dar Dumnezeu a avut alte planuri și Dumnezeu care a hotărât pentru voi ca să vă întâlniți, să vă cunoaște, să vă căsătoriți, iată că s-a gândit el la problemele de emigrare și la statutul vostru legal și le-a rezolvat și pe una și pe cealaltă. Și pentru asta slăviți să fie Domnul. Amin. Deci pentru cei care au de gând să se căsătorească, ar avea obligația, dacă sunt credincioși, să stea de vorbă cu Dumnezeu, să stea de vorbă cu Dumnezeu în cămăruța lor și să-i ceară lui Dumnezeu să ceară un semn, două, trei, o descoperire, o lămurire, să nu intre într-o relație serioasă fără o confirmare din partea lui Dumnezeu cu privire la pasul pe care au de gând să-l facă. O căsătorie și o relație pe viață nu e o glumă. E cea mai serioasă relație în care un om intră în mod voluntar. În relația de copil părinte am intrat involuntar, că am venit în lumea aceasta fără să vrem. Nu ne-a cerut nimeni aprobarea, nici votul, nici nu ne-a întrebat dacă dorim lucrul acesta. Ne-am născut într-o anumită familie și părinții ne iubesc pentru că suntem ai lor. Dar în familie, când începi o familie, nu te obligă nimeni, nu te duce nimeni forțat la o astfel de relație. Pentru că este o relație voluntară, omul trebuie să ceară călăuzire și confirmare din partea lui Dumnezeu. Și voi împreună cu atâția alți credincioși sunteți o dovadă a faptului că Dumnezeu se implică în toate detaliile vieții și a relațiilor. Bineînțeles, eu personal am experiența mea și dacă stai de vorbă cu toți oamenii lui Dumnezeu, oamenii care,
care s-au căsătorit bine. Hai să spunem așa. Oamenii care s-au căsătorit bine, oamenii care s-au căsătorit sub binecuvântarea lui Dumnezeu, au istoria lor, au povestea lor și sunt recunoscători și mulțumim lui Dumnezeu care v-a călăuzit și și-a dus la îndeplinire planul cu privire la viața voastră. Da. Acum, mi se pare că în următoarea fază ar fi potrivit dacă intrăm într-o experiență, într-o alt fel de experiență din perspectiva sorei Tabita, experiență care probabil că nici nu ne-a istorisit-o, frate Teo. Deci una din experiențele care v-au marcat viața, dacă vreți să o împărtășiți. Spuneam că Dumnezeu mi-a dat mult mai mult decât am știut să cer. Nu am știut să cer un soț care să privească boala când trecem prin încercare ca o binecuvântare. După ce ne-am căsătorit, la 3 ani am avut-o pe Deborah, prima noastră fetiță. Și după 11 ore de labor, au făcut o cezariană de urgență, pentru că inima mea începea să scadă pulsul și la fetiță cordonul era în jurul capului. După ce am născut-o pe ea, după câteva luni, am început să simt o presiune în piept, palpitații foarte rapide și simțeam o stare de leșin. Și am fost la doctor, au încercat câteva diagnostic, să-mi spună câteva diagnosticuri, dar tot se repeta. Am ajuns să port un halter monitor, un monitor pentru la început cât 24 de ore, iar apoi am ajuns chiar pentru o lună. Și în 2010 am avut prima intervenție în inimă, se cheamă SVT, tahicardie superventriculară. Și aceasta se întâmpla în Timișoara. În 2014 am avut a doua intervenție, iar anul trecut am avut a treia intervenție, AFib. Ultima dată a fost AFib. Și în acești ani au fost momente în care m-am simțit ca o povară, pentru că chiar dacă am alăptat toți copiii un an jumate pe fiecare, niciodată Dumnezeu n-a îngăduit să mi se facă rău când eram cu copii, care pentru mine ca mamă e o minune, pur și simplu. Mi s-a făcut rău de numărate ori, Teo trebuia să fugă de la lucru, să vină de urgență de la lucru, duminica câteodată sau în restul săptămânilor. Rămânea cu mine, chiar dacă trebuia să fac alte slujbe în biserică și mi-era atât de greu, mă simțeam ca o povară. Nu m-am gândit să-mi iau niciodată viața, dar m-am văzut ca o povară. Și ziceam, Doamne, eu știu că Tu m-ai binecuvântat cu Teo, dar vreau să fiu o soție sănătoasă, vreau să fiu o mamă veselă în mijlocul casei mele, vreau să fiu ce nu sunt acum. Și mi-ai dat un soț așa de bun și nu că suntem perfecți, dar pentru mine e un soț bun și eu vreau să fiu ajutor potrivit pentru el. Cum pot să fiu ajutor potrivit când eu sunt mai mult în spital sau acasă bolnavă? Și la un moment dat, înainte de a doua ablație, știu că am avut o experiență în care pur și simplu au început să mi se răcească mâinile și picioarele. Din nou, au început bătăile inimii. Ca să spun cât de rău poate să fie, când mi-au provocat ei pe masa de operație, am ajuns la 300 de bătăi pe minut cu ceea ce au provocat ei. Și de obicei pe undeva pe la 100. Sau era foarte, foarte rău. Extra circuit în inimă, se învârte sângele acolo și pe urmă nu-l mai transmite la corp. Și în momentul ăla simt, așa, picam. Dar Dumnezeu, în bunătatea Lui, într-o experiență în care am început să mi se răcească mâinile și picioarele, am simțit că vreau să plec. Durerea e prea mare. Și în clipele următoare m-am simțit ca un fulg care zburam undeva departe și unde am ajuns era pace și era așa ceva ce nu pot să spun, care intra în ceea ce eram eu și nu mai era durere acolo. Nu mai era nimica din tot ce înseamnă povoara aici pe pământ. Și în fața mea a apărut ca un fel de formă și m-am adresat și am spus, Doamne Iisuse, e așa de frumos aici la Tine. Și vocea mi-a răspuns, Tu nu ți-ai terminat lucrarea, trebuie să te întorci.
În momentul în care a spus trebuie să te întorci, am auzit cum Teo striga slavă ție, aleluia, Doamne, îți mulțumesc. Și parcă vreau să spun că oprește-te, nu vreau aici, e mai bine unde am fost, eu nu vreau. Și am început să simt din nou durerea în mâini, în picioare, să încerc să mișc. Și acum Teo poate să spună ce s-a întâmplat cu familia noastră, cu el și cu copiii în acest timp. Când am văzut că la Tabita era foarte rău, m-am dus repede până în bucătărie ca să aduc niște apă. Și când m-am întors înapoi, a durat poate un minut și ceva, foarte scurt. Am văzut că deja nu mai era Tabita. M-am speriat. Am început să o strig, am început să o ajut să-și revină și am văzut că nu mai reacționa ca un om viu. M-am speriat foarte tare. Copiii erau micuți, fetița noastră cea mai mare atunci avea 5 ani, băiețelul nostru 2 ani. Și am alergat ca să iau telefonul să sun la 911 pentru emergență. Dar am auzit o voce în timp ce mergeam să iau telefonul. Dacă suni la 911, Tabita a murit și o să ai înmormântare. Dacă chem copiii și vă rugați pentru Tabita, eu Domnul înviez. Eram singur în casă, erau copii în living room. Am fugit repede, am știut că e vocea lui Dumnezeu, dar ca niciodată până atunci în felul ăla. Am chemat pe Deborah, pe Timothy, nu le-am spus ce s-a întâmplat, că nici nu realizau ei, dar i-am chemat să ne rugăm pentru mama, că la mama e rău. Am început să punem mâinile și am spus, puneți împreună cu mine, mama, numele lui Iisus să fii bine. Fetița, ea putea să vorbească, dar micuțul nostru rostea cuvinte, nu lega propoziții pe vremea aceea. Și spunea, mama, bine, Iisus, dar imediat a alergat la jucările lui în living room. Eu când am văzut că a spus numai cuvintele astea și a fugit repede la jucările lui, m-am dus după el. În timp ce mergeam după el, am spus, Doamne Iisuse, dacă pe mine nu mă asculți, dar te rog pe copii, ei sunt îngerași din cer de la tine, cum tu ne-ai dat, noi așa i-am primit. Știu că îi asculți pe ei. Și Timothy atunci, mi-am dat seama că o reacționat nu la nivelul care era el de 2 ani, atunci, el o îndrepta mâna dreaptă spre mine că l-am chemat la rugăciune și mi-a spus cursiv, tata, eu m-am rugat pentru mama și mama o să fie bine. Am știut că Dumnezeu vorbește prin gura lui. Copilul ăsta până atunci nu a legat două cuvinte împreună și acum îmi vorbește așa o frază, cursiv, o frază. Și la nivelul lui nu putea să gândească așa cuvinte ca să le rostească. Și am început să-i mulțumesc lui Dumnezeu, văzând că chiar Dumnezeu prin gura lui îmi vorbește. El a rămas la jucările lui, m-am dus în cameră. Nu știu câte minute a durat perioada asta, oricum era pentru mine o disperare în sufletul meu. Și mă rugam, Doamne Iisuse, dă-i viață la Tabita, Doamne, Tu m-ai binecuvântat, ai spus că aliasa Ta pentru mine, darul Tău ceresc pentru mine, Te rog, dă-i viață, dă-i sănătate, fă să fie o mamă și o soție binecuvântată și să ne fim binecuvântați în familie. În timp ce strigam înainte lui Dumnezeu, încă o dată, repet, nu știu cât timp a durat, dar uitându-mă la Tabita, așteptam să văd minunea lui Dumnezeu. Am observat că începe să miște puțin. Am început să strig de mulțumire înaintea lui Dumnezeu și lăudam pe Dumnezeu. În timp ce eu mulțumeam și strigam de bucurie înaintea Domnului, Tabita, soția, îmi spunea, Teo, de ce nu m-ai lăsat? Și am spus, Tabita, te iubesc. Tu ești soția mea pe care te iubesc. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu copilași. Noi avem nevoie de tine și Dumnezeu îți dă viață și o să fii bine. Vă mărturisesc, am fost copleșit de bunătatea Domnului. Când soția mi-a mărturisit cum v-a mărturisit și dumneavoastră experiența și minunea cu mai multe detalii atunci, mi-am dat seama de bunătatea Domnului, cât a fost de mare pentru mine. Știu că pentru cei care pleacă e o mare minune și o binecuvântare, dar pentru noi care suntem în familie, e o mare binecuvântare și un har să fim împreună ca familie și pentru copii. Am vrut să spun cuvintele astea că personal nu m-am gândit niciodată că în familie
chiar așa de tineri putem să trecem prin așa mari probleme și greutăți, dar în toate câte încercări am avut parte de ele, atâtea biruințe Dumnezeu ne-a dat. Pentru noi e o minune să știm că Dumnezeu e cu noi în fiecare zi. Chiar le spuneam la copii, de mici, de câțiva ani încoace le spunem, dar în fiecare seară e ceva, a intrat în noi lucrul ăsta. Când mergem la culcare, după ce ne rugăm împreună ca familie, le spun la Timothy, la Deborah, la fetița micuță, la Phoebe, dar separat le spun, mami și tati vă iubește, Timothy, Deborah și Phoebe, și voi, între voi vă iubiți, dar cel mai mult să știți că vă iubește Domnul Iisus. El a murit pentru voi și pentru noi. Și vrem ca lucrul ăsta și cuvintele astea să rămână ca o poză, ca o amprentă pe viața lor, ca în momentele cruciale să-și amintească că Dumnezeu îi iubește mai mult decât i-a iubit mama și tata și frații și ei simt iubirea noastră. De aceea vrem să le îndreptăm privirile lor de copii spre Domnul Iisus. Acum când le spunem, mami și tati vă iubește, dar cel mai mult ei completează Domnul Iisus. Ne bucurăm. Asta cred că e o mare binecuvântare în familia noastră și pentru noi Tabita e o minune. Au fost multe, multe ocazii în care primeam telefon și eram la lucru și când suna telefonul mă uitam, Tabita, când te uiți la o familie tânără, te gândești că ești cel mai bucuros când îți sună telefonul și te sună soția de acasă, dar pentru mine, pentru că știam situația în care o lăsam acasă, când suna telefonul, i-am spunea, Teo, te sun numai dacă e emergență, că știu dacă, că ești ocupat la lucru. Dacă e o problemă, dacă e o problemă, mă simt bine. Pentru că se simțea rău de multe ori. Eram odată nu foarte departe de casă și sună telefonul, când răspund, ea abia respira, abia mai sufla, cu ultima putere îmi spune, Teo, hai repede acasă. Mi-am dat seama că e foarte rău și eram într-o zonă unde erau mai multe stopuri, la fiecare blac era stop, dar când am văzut că e așa o emergență, nu m-am asigurat la intersecție, nu mai făceam stop, numai să nu lovesc pe cineva și să nu mă lovească, mă uitam și cu viteză mergeam spre casă ca să pot să o ajut. Și când am ajuns la câteva străzi aproape de casă, un polițai vrea și el să prindă pe cineva care nu face stopul, bineînțeles am fost eu. Imediat m-a oprit, dar eu din starea aia de stres, de necaz în care eram, n-am așteptat să vină polițaiul la mine. El nici nu oprise și eu deja am oprit mașina, am fugit spre el, i-am spus în disperarea mea, soția are probleme cu inima, mi-e frică să nu moară, te rog ajută-mă, du-mă repede acasă sau cum să fac să ajung repede acasă. El mi-a spus, du-te înainte, eu pun farurile, gilofarurile în urma ta și o să mergem acasă la tine. I-am arătat unde locuiesc la 2 minute distanță. Vecinii credeau că fug de poliție. Poliția îmi ținea să nu mă lovească spatele. Da. De data asta, polițistul ținea spatele, nu era în spatele. Nu era spatele meu, exact. Și am ajuns în fața casei, polițaiul fugea după mine, vecinii care erau pe afară nu știau ce să creadă. Dar când am intrat înăuntru, era soția, o ținea pe fetiță, era baby atunci în brațe și era căzută jos în living room. Polițaiul și-a dat seama de realitatea care s-a întâmplat, dar deja între timp soția își revenise și nu trebuie să sune la salvare polițaiul, dar o stat aproximativ o oră cu noi să vadă starea soției, ce se întâmplă și eu m-am văzut că eram disperat, speriat, dar întotdeauna noi ne rugam. Deci a crezut, polițistul a crezut că a fost un caz autentic și că nu faci glume cu el. Nu, că... dar se vedea de la distanță pe fața Înseamnă soției. Că a fost un om, un om cum se cade. Bun. Un om bun. Care... Și atunci, în experiența asta, polițaiul spunea că tu chiar ești un bărbat care îți iubești soția și pentru mine a fost... Doamne, îți mulțumesc dacă Tu o să lucrezi la inima acestui, pe urmă, nu atunci, ca să înțeleagă cât de importantă e viața de familie. Și chiar dacă ne căsătorim și suntem binecuvântați de Dumnezeu, nu înseamnă că nu vom avea încercări. Dar ce e cel mai frumos și un lucru care pot să spun din toată inima, în toate aceste încercări, nu o să spun că am mulțumit Domnului pentru încercări, dar o să spun că mulțumesc Domnului că întotdeauna a fost de partea noastră.
Și un lucru care vreau să-l mai accentuez aici e puterea rugăciunii, nu doar a soțului sau a familiei, cum ar fi părinții, socrii, cumnații, ci chiar a celor din biserică. Chiar la ultima intervenție, când am anunțat, am simțit la un moment dat, cu toate gândurile și cu tot ce era, am simțit așa o pace, ca un fel de clopot care s-a coborât nu doar peste mintea mea, și peste trupul meu. Nu mai tremuram, și atunci chiar soțul meu primise un text și spunea: Teo, ne rugăm pentru tine și pentru familia ta. Și el îl citea tare ca să aud și eu. Și atunci am spus: nimeni când trece prin încercări nu-i bine să treacă singur. Într-adevăr, vor fi oameni care vor încerca să găsească, da, de ce li se întâmplă, da, ce e rău cu ei. Dar întotdeauna vor fi oameni al lui Dumnezeu care vor sta în rugăciune, vor posti și se vor bucura de biruințele noastre. Și vor simți cu necazul altuia. Exact. E adevărat că sunt oameni care mai degrabă judecă. În momentul în care aude un necaz, o nenorocire, acuză. Îți pedepsiți de Dumnezeu, așa merită, dacă sunt geloși, dacă vreodată ai făcut cuiva o nedreptate, se gândește că acum Dumnezeu se judecă cu tine ca să-l justifice pe el. Dar cum spunea sora Tabita, Dumnezeu are oameni care simt. Yeah. Și în poporul lui Dumnezeu, în trupul lui Hristos, ăștia sunt majoritatea care simt. Pentru noi, în mijlocul încercării, cea mai mare binecuvântare a fost biserica pe lângă familie. Am simțit cu adevărat că frații care sunt cu adevărat frații noștri ne iubesc și se roagă pentru noi. Simțeam rugăciunile lor. În cele mai grele momente prin care am trecut ca familie, mă rugam întotdeauna: Doamne Iisuse, ajută-mă să-ți mulțumesc în mijlocul încercării. Doamne, n-am putere, dar te rog în numele lui Iisus, ajută-mă, dă-mi puterea de a-ți mulțumi ca mai târziu să te pot proslăvi. Doamne, vorbeam cu Domnul: Doamne, dacă nu o să-ți mulțumesc, nu o să pot să înalți paharul izbăvirilor, văzând minunile tale că în ziua încercării mi-ai dat și putere pe care eu personal nu aveam să-ți mulțumesc. Acum, când mă uit în urmă, îi mulțumesc Domnului pentru faptul că atunci când nu înțelegeam, stăteam înaintea Domnului în spital, acasă, cu copii și spuneam: Doamne, nu înțeleg de ce trecem, de ce Tabita trebuie să sufere atât de mult, dar vreau să-ți mulțumesc că Tu ești în control. Tu ești suveran, Tu ești Dumnezeul nostru și tot Tu ne vei ajuta ca să putem să mărturisim lucrările Tale. Și îmi dau seama că astăzi e ziua în care Dumnezeu din nou a împlinit dorința mea și a noastră ca familie să putem să mărturisim lucrările Lui în familia și viața noastră. Deci ce e foarte interesant și de reținut aici și de învățat pentru cei care ne urmăresc: chiar dacă Dumnezeu călăuzește doi tineri, îi pregătește unul pentru celălalt, le vorbește în mod clar, îi pune împreună ca soț și soție, sunt în planul lui Dumnezeu, sunt după voia lui Dumnezeu, îl iubesc pe Dumnezeu, slujesc lui Dumnezeu, caută să facă voia lui Dumnezeu, asta nu înseamnă că vor fi sănătoși neapărat, asta nu înseamnă că le va merge bine din punct de vedere pământesc neapărat, asta nu înseamnă că ei nu o să aibă probleme, nu o să aibă necazuri, dar ce înseamnă 100% e că Dumnezeu va fi alături de ei, îi va însoți și îi va învăța și îi va apropia mai mult de cer. Acum, pentru că mai avem 2 minute de program, aș dori să ne oprim atenția la un lucru care cred că e necesar să-l transmitem telespectatorilor. Ca o persoană care ați avut experiența asta să plecați de pe pământ pentru câteva momente, să aveți o experiență în altă parte, într-un alt loc, când v-ați întors înapoi, ați avut o stare de părere de rău, de... E mult mai mult de atât. E o... Nu găsesc cuvinte. E un lucru care te face să te simți atâta de... Nu găsesc cuvântul exact. E atât de frumos și atât de bine ce Dumnezeu are pregătit pentru noi, încât lucrurile de aici... Nu se pot compara. Nici de cum. Nici nu găsim termeni să descriem. Nu. Ori aș putea spune un diamant, cel mai prețios diamant care îl avem,
să se întoarcă într-un loc murdar, într-un loc, nu știu să spun exact, dar e ceva ce merită cu orice preț să-L slujim pe Domnul Iisus, ca într-o zi să ajungem acolo. Și dacă îmi dați voie, într-una din zile în care aveam de-a face cu îngrijorările mele, mă duceam să arunc afară garbiciul în tomberon și am auzit, știu că Duhul Sfânt, așa un gând, o voce la nivelul minții mele, care mi-a adus aminte de cuvântul, de versetul care în 1 Petru 5:7 spune așa: și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Și îmi spunea: mâine o să vii înapoi ca să iei gunoiul din tomberon? Și spuneam: nu face sens, îl arunc pentru că e ceva urât, ceva ce nu-mi face mie bine, vreau să scap de aia. Și atunci am primit așa o mustrare plină de dragoste și spunea: dar cu problemele tale, de ce faci altfel? De ce mi le dai mie și pormăle ei? Sunt mult mai urâte, lasă-le în mâna mea. Și mulțumim Domnului că orice punem în mâna Lui, El știe să le facă frumoase și o binecuvântare pentru noi. Vă mulțumim, o familie binecuvântată, care într-un timp relativ scurt a împărtășit cu noi